Hirocom, am auzit că ai o firmă care se ocupă cu intermedierea forței de muncă din Japonia în România și că aduci și din Japonia și exporți în Europa politicieni japonezi. M-ar interesa cât ar costa să ne aduci în România vreo 50 de miniștri, vreo 100 de subsecretari de stat. Dar să fie din aia buni, incoruptibili. Da. Numai un avion. Da, trebuie. Se poate, da? Da, doar se poate treaba da, asta. Da, singur avion, da. Bun, îți mulțumim, nu contează prețul, suntem dispuși. Uh-huh. Deci, te-ai prins cum stă treaba cu umorul în România în anii ăștia? Mă simt foarte bine în România, eu mă simt foarte liber aici, liberă aici și nu pot să cumpăr Japonia și România. Nici noi nu putem să ne comparăm. E greu, greu. Tocmai de-aia suntem curioși să facem comparațiile astea. Noi, ca români în general, am avut tot timpul nevoie de comparații ca să ne definim, ca să vedem pe unde ne aflăm, unde ne e locul. Totdeauna când ni se arată că avem anumite defecte, chiar multe, suntem supărăcioși și explodăm. Dar ce, voi sunteți mai buni? Apoi începem ușor, ușor să le înțelegem și să le corijăm. Mm-hmm. De asta aș fi foarte bucuros dacă azi ne-ai scoat în evidență mai mult defectele decât calitățile. Deși și alea sunt bune, ca să știm mm-hmm. să le cultivăm mm-hmm. în continuare. Ce avem noi în plus față de voi, Hiroko? Oamenii este mai deschiși și mai vorbăreți și mai amabili. Hiroko Ogawa este din Japonia. În urmă cu 13 ani a hotărât să vină în România și să locuiască aici. Nu știa nimic despre țara noastră, doar numele câtorva sportive celebre. Nadia Comăneci, Gabriela Sabo și Lidia Shimon. Își amintește cu nostalgie de prima zi în care a sosit la București. Am ajuns în gara de nord cu trenul de la Istanbul. Am avut valiză mare și când vreau să cobor din trenul, cineva a așteptat pe mine. Nu cunosc, dar ok, dați-mi valiza ta. Ok, eu am căruța și pot să te ajut. Ok, mulțumesc frumos. Este un portă, dar căruța merge numai 200 de metri, dar preț a fost... De taxi. Da, destul de mare. 5 dolari. Te-a sărăcit. Prima reacție. Da. Când ai venit în România, ai rămas fără bani. Da. Și gara de nord a fost un pic mai... cum să zic, urâtă, cenușie. Nu curatat bine și oamenii îmbrăcat mai culoare mai închiși și nu am plăcut deloc. De ce ai venit în România? Este povestea mea lungă. M-am îndrăgostit cu un român bărbat, normal, și m-am mutat. E foarte romantic. Românii sunt romantici? Da. Cum sunt bărbații din România comparativ cu japonezii? De exemplu, bărbați în Japonia nu spune te iubesc prea mult. Te iubesc sau tu ești frumoasă, nu spuneam. E o dovadă de slăbiciune sau formă culturală mai reținută? Culturală sau rușine sau... mai conservatori. Și nu reușesc femeile să schimbe mentalitatea asta? Nu prea. Nu. Ați văzut că în România femeile conduc, da, nu? Da, știu. Da, în familia, da. Noi spunem că noi, bărbații, dar cu toții știm în sinea noastră că suntem conduși de femei, că e o societate a femeilor. Da, da. Ce te-a izbit în primul an de viață în România cel mai puternic? A fost o pară de greu pentru mine, nu înțeleg română prea bine și când ies pe stradă, câteva oameni au zis, oh, China, ni hao, tu ești chinezoică, hai, așa, nu plăcut prea mult. Și, dar din datorită de alergare,
am făcut multe colegi de alergare. Ai legat multe prietenii și oamenii te-au ajutat să te integrezi, foarte mult. Te integrezi mai bine. Da. Dar social, așa, ce te-a izbit de la noi? Ce ai văzut la români că nu funcționează? Nu muncim suficient, nu păstrăm curățenia suficient, nu suntem suficient de politicoși. Asta este din educație, cred că. De exemplu, în Japonia, de la clasa 1, copiii face curățenie la sala de curs. E multă mizerie în România pe stradă. Te-a izbit treaba asta, este, nu? Da, asta este, da. Nu spun mulți străini. De exemplu, în Japonia, oamenii în vârstă, adică a pensionat, dar fac voluntar pentru curățenie pe străzi. La metrou în Japonia cum e? Se face practic un șir de un șir indian, oamenii se așează frumos la scările rulante. Da. Nu toată lumea e ordine perfectă? Da. Și când ai ajuns la metroul din București, cum ți s-a părut? La Piața Unirii, la ora 8:30, e plin de oameni, fara... Haos. Da, haos. Unde să vă pun la coadă? Nu este coadă. Și oamenii... Dar că ușa de metrou e deschis și oamenii... fara coada, eu vreau să urc. Ai fost bulversată tare atunci când ai mers prima dată cu metroul la oră de vârf? Mhm, Da, uneori, dar am noroc, eu sunt foarte mică și dacă găsesc loc mic loc, pot să urc pe tren, pe vagonul. La ce te referi când zici că în România persoanele par mai libere, se simt mai libere? A, exemplu, când merg țara sau munte cu trenul, distanță lung, oamenii asezez în compartiment și acum câteva ani oamenii fac prietenos în compartiment. Vorbesc. Se împrietenesc. Da, și după 4-5 ore călătorim împreună, noi facem prieteni. Vă schimbați și numerele de telefon la final. Da. Și în Japonia nu e așa? Nu. Despre ce vorbesc oamenii când merg în tren? Despre, nu știu, despre... Nu vorbesc. Nu vorbesc. Doarmi sau cu telefon sau citește. Sau... Nu are interesant de cine asedeze lângă mine, nu. Nu mă șochează atât de tare că ai ales România, totuși o țară cu nivel de corupție ridicat, mult mai săracă, Japonia, a treia, a patra economie a lumii, dar mă așteptam să te găsesc într-o zonă unde sunt multe păduri, vegetație, natură, nu să stai România. În București. România, da. Nu să stai în București. Da, România este o țară cu natură, foarte frumoasă. De exemplu, m-am întâlnit cu urs pe munte. Mi-e frică de urs. Nu te-ai dus să-l mângâi, nu? Dar e foarte toracât. Da, dar cu mine și urs păstrează distanța. Și urs pe străzi, urs pe munte. Dar față de oameni, ți s-a întâmplat să ai fost nevoită să păstrezi distanța față de unii oameni de aici, din România? Nu. Nu trebuie.